Faptele Apostolilor, capitolul 24, versetul 16. De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. O conștiință sensibilă. Un mod prin care poți trăi mai aproape de Dumnezeu este să-ți păstrezi inima sensibilă. Dacă avem o conștiință sensibilă, putem trăi mai aproape de Dumnezeu. Devenim mai sensibili la atingerea sa și ne putem da seama cu ușurință dacă ne comportăm bine sau rău. Atunci ne putem căi de îndată și vom avea iar o părtășie minunată, înviorătoare cu Dumnezeu. Nu-ți pierde timpul căutând scuze pentru nesupunere. Când Dumnezeu îți arată că ai greșit, spune numai: ai dreptate, Doamne, am greșit, nu am nicio scuză, așa că te rog să mă ierți și să mă ajuți să nu repet greșeala. Este uimitor cât de mult te va ajuta această atitudine să îți păstrezi conștiința sensibilă la Dumnezeu. Când suntem sensibili față de Dumnezeu, ne putem purta cu sensibilitate și față de oameni. Lumea este plină de oameni răniți, suferinți și dărâmați, care au nevoie de bunătate și de o atingere plină de iubire din partea lui Dumnezeu. Permite-i lui Dumnezeu să-i atingă prin tine. Când ai o inimă sensibilă față de Dumnezeu, îi vei auzi vocea mult mai clar și îi vei putea da ascultare cuvântului său mult mai repede.